Bine v-am găsit, stimați telespectatori. V-am vorbit la un moment dat, după ce m-am întors de la Nisa, că pentru alte cărți descărcate de pe Amazon Kindle, adică cumpărate, s-a numărat și una dedicată, ia să vedem noi cum este, ca să nu greșim. Așa. Una dedicată scriitorilor legați de Coasta de Azur, de la Max Gallo, care s-a născut la Nisa, până la, hai să vă spun, nu știu, Blasco Ibanez, care este un spaniol, care s-a mutat a ultimii, adică o mare parte din timp l-a petrecut la Manton, unde și-a avut o vilă. Fiecare scriitor prezentat este, la fiecare prezentare se adaugă un fragment din literatura lor dedicată zonei. M-am oprit la Blasco Ibanez, pentru că în această carte. Eu am aici varianta online, normal. Eu n-am cumpărat varianta pe hârtie. Ia un fragment din novela de la Costa Azul, deci povestiri de pe Costa de Azul, în 1924 le-a terminat și aici scrie, marele scriitor spaniol are o proză, o bucată care se numește Ruleta Rusă. Și este dedicată mare aristocrație ruse care în exil după Revoluția Bolșevică au venit pe Coasta de Azur, unde fusese înainte în calitate de, nu știu, conți, baroni, aristocrați, oameni bogați, da? E această bucată pe care am și o fragmente, ne-am preluat-o pe gândurile lui Cristoiu, este cutremurătoare pentru că ai imaginea a ceea ce eu mereu am spus cu melancolie, ce înseamnă viața. Și spuneam că dacă întrebai pe cineva în 1910, când veneau ei pe Coasta de Azur, făceau niște petreceri, aruncau cu bani în dreapta și în stânga, că va veni o vreme când se vor întoarce pe Coasta de Azur și vor fi femei de serviciu, contesele, probabil că și-au făcut cruce. Băi, ești nebun? Uite că asta a fost viața. Hai să vă citesc ceva așa cu melancolie din ce spune Blasco Ibanez. Revoluția rusă a dispersat în lumea întreagă mii și mii de ființe care în alte vremi s-au bucurat de deliciile bogăției și putere și care acum au fost obligate să facă meserii, să zicem, din alea de oameni de serviciu. Da. Spune și de ce s-au venit, deci după Revoluția Bolșevică, sărăcind, au plecat în exil, dar după asta, ajung la Berlin, la Londra, la Paris, au vrut să se întoarcă la Nisa. De ce? Pentru că, spune el, era cald și se putea trăi ușor. Adică veneau la Nisa nu pentru că au fost acolo și că fusese răcuni, ci pentru că erau săraci și, într-un fel, puteau să trăiască. Da. Iată ce spune la un moment dat Ibanez. Frecvent, da? Doamnele englezoaicele sau franțuzoaicele și-au zis, și așa era, că au recunoscut în cameristele, slugile care făceau curat prin cameră, da? Deci, care au descoperit în sus, fie că erau bărbați, fie că erau femei, pe contesele sau conții cu care odinioară
dansau, adică, deci erai, nu știu, prin 20, da? 23, 24 și mai, hai, îngăzoai că aveai acolo slugi și te uitai și zici, bă, de unde știu eu omul ăsta de serviciu care muncește prin grădină? Și zicea, opa, ia uite mă, ăsta, dacă tu erai îngăzoai, că bă, ăsta am dansat cu el în 1915, el era atunci conte sau era capitan din gardă, da? Da? Ce mai spune el? Că romanele lui fuseseră traduse în Rusia și fuseseră citite și foarte multe din doamne din înalta societate veneau la el, da? Și ca să mai vândă câte ceva, da? Da. Marele, doamnele înalte mă căutau, din foarte din lumea înaltă, mă căutau pentru a le ajuta să vândă diademe în formă de mitre, asemănătoare celor pe care le, de tip fecioarele bizantine pe care le purtaseră ele la curte. Foarte interesant este. Vedem noastră ce înseamnă la un moment dat, eu mereu meditez și voi medita asupra destinului. Repet, noi suntem în fiecare moment, noi oamenii și individual și omenire, suntem călători într-un tren. Trenul ăla este într-un tren, mereu, a spus și Camil Petrescu asta, da? Ești într-un tren, un compartiment cu tare, petreci, faci curte ălea din față cu tare, așa, zici, aoleu, întârzie trenul. Nu mai spun că înainte de a pleca te gândeai, aoleu, să nu cumva să pierd trenul și deodată și îți faci calcule cum o să ajungi tu în gară și în gară o să te primească și de partea aia, pe linie, vine un alt tren. S-a dus totul dracului, dar nu știu. Eu mereu, iertați-mă, când mă îmbar, înainte de a pleca cu avionul, zic, bă, mă grăbesc, mă gândesc aici, să nu cumva să depășesc greutatea, să ajung la timp, să fac check-in, bă, dacă îmi pic avionul. Adică, apropo de ce înseamnă până la urmă această lovitură de destin. Bun, să trecem de la partea de meditație și să anunțându-vă că astăzi, nu, fiind plecat Robert Tulcescu, am hotărât ca lunea, la ora 12, când făceam cu el, să fac acum, și am avut astăzi o primă ediție, un dialog despre istorie, despre viață, cu Dan Andronic, plecând de la cartea mea, zigzag printre gândurile lui Cristoiu. Adică e în Grecia. El ia, știe foarte bine cartea, ia două, trei pasaje de acolo și discutăm despre, plecând de la notițele, de gândurile de acolo, de pe Petru. De exemplu, astăzi am discutat două lucruri. Un citat, o referire a lui Titu Maiorescu la rolul pe care l-au avut cei școliți în vest, adică știți că bonjuriștii, plecau la Paris, se trimiteau părinții la Paris, când s-au întors după 1848, au făcut România Mare. În România modernă și despre moromeții care Siliștea Gumești, un sat unde se petrece un roman, dar nici nu se cunoaște. Un singur, foarte interesant, apropo, discuția cu Dan Andronic, care cunoștea cartea și tema, a ajuns și la această chestiune. De ce cei care pleacă de acum, după decembrist în vest, nu se întorc în România să facă o altă Românie. Și eu am ajuns la cum, i-am spus lui Dan Andronic, el a fost de acord, pentru că cei din 1800 și ceva, așa zis și bonjuriști, se duceau la Paris ca să se întoarcă. Nu se duceau la Paris să rămână acolo. Pe când la noi ăștia pleacă ca să rămână. De ce? El a folosit termenul patriotism. Mie nu-mi plac termenii ăștia pompoși, dar dadului chiar se duseseră pentru amărâta asta de țară. Sentimentul de apartenență la românism era mult mai mare
mult mai puternic în 1800 și ceva decât e acum după 1990. Da. Să încheie această paranteză culturală și să ajungem la un subiect care nu știu dacă este amuzant, dacă este trist, și anume hâța hâța cu ordonanță, ea spune. Stimați telespectatori, cred că am obosit, atrăgând atenția, că în una din marile nenorociri post-decembriste și care acum este foarte puternic, o reprezintă decizia la plezneală. Am invocat Anton Povestin, are nicio să mai povestesc, că înainte de 1989 se făceau planuri B, adică am povestit cu Ion Traian Ștefănescu, care când era un congres al UTC, făcea o ședință și spunea, bă, la ce oră vine, începea congresul la 9, trenul de Cluj cu delegații. Și ei spuneau, la 8, bă, dar că nu vine la 8. Și atunci se luau măsuri că în cazul în care nu vine la 8, bă, dacă planul B, în cazul în care nu vine, pune repede niște autobuze în viteză, adică asta se întotdeauna când se lua o decizie, se întorcea pe toate fețele și efecte. Măi, este un blestem, și mai ales al acestei coaliții PSD-PNL, care are majoritate, mă, nu, în niciun moment nu se gândește, nu se gândesc. Hai să vedem celebra ordonanță de urgență numărul 84 din 28 iunie 2024, pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii siguranței rutiere. Este o ordonanță de urgență. Au dat-o și potrivit acestei ordonanțe de urgență, dacă vrea să te testeze poliția, dacă ești drogat și tu refuzi, el îți ia, zice foarte frumos, mergem la IML, da? Dar până când rezultatele analizelor de la IML, dacă tu refuzi, îți ia permisul. Asta este decizia, ordonanță. După ce s-au udat, au venit, în primul rând, au venit toți șoferii. Și nu au venit medici și a zis, bă, stai puțin, dacă faci un test, nu, unu, aparatele noastre sunt proaste și 30% dau astea false, da? Și dacă iei Nurofen, cum de exemplu iau eu, o să consideră că ești drogat. Bun. Îți ia carnetul și tu spui, bă, trebuie să vedem ce spune până la urmă IML-ul, da? Dar până atunci tu ai luat ți-a luat carnetul, da? După asta au venit medicii legii și a zis, bă, foarte frumos să iau carnetul, numai că noi nu avem la ora actuală, nu suntem echipați încât să dăm rezultatul într-o zi, două. Păi și într-o lună. Păi cum adică eu contest rezultatele testului pentru că chiar n-am luat droguri? Nu, nici nu beau, cu atât mai mult mă droghez. Am luat însă un medicament pe care testele, aparatele de la poliție te dau ca fiind drogat, da? El îți ia carnetul și zice, după ce vei primi rezultatul de la IML, în acel moment îți dă carnetul. Numai că medicii legii spun, bă, noi nu putem să-l dăm într-o zi. Trebuie să-l dăm într-o lună. Și peste o lună rezultatul nu ești... N-ai fost drogat, bun, mi-a luat o lună carnetul. Până la urmă, pentru mulți care mă și sunt și profesioniști, carnetul e o formă de viață, da? De conduce. Bun. Deci, stimați telespectatori, mă, domnule, în momentul în care au așa. Când și-a început scandalul și s-a făcut petiție online, a fost întrebat unul, Marcel Ciolacu, cu premierul, domnule, uite, știți, ați dat ordonanța aia, dar dar problema este că eu rămân fără carnet o lună. Ce a răspuns Marcel Ciolacu, da? Bun, sâmbătă. Da?
sâmbăta care a trecut, da? Așa, ia să vedem. Mult prea lung. Eu cred că legea este bună. Pentru că ne amintim de 2 mai. Această lege există și în Germania, există și în Spania, există peste tot. Cu adevărat, statul român trebuie să dea un răspuns în timp real. În timp real, eu consider că 72 de ore, 48 de ore, între 48 de ore, 72 de ore, este un răspuns într-un timp rezonabil. Testele de sânge, vă referiți la Eu vă refer la testele de sânge. Se face ca în toată lumea primul test. Am înțeles că dacă iei 2 Nurofen, în acel moment s-ar putea să fie testul pozitiv, se face testul de sânge, în 48 de ore se dă răspunsul și cred că nu e o catastrofă ca în 40, pentru două zile că rămâi fără permis. Deci Marcel Ciolacu spune, nu domnule, ordonanța e bună și ce rămâi o zi după fără permis, două mari, deși între noi fie vorba, totuși o oră dacă rămâi, de ce să-mi lea dacă nu e, cum să nu sunt vinovat, nu știu, am luat un Nurofen sau un paracetamol și mă consideră și drogat. Vă imaginați, că mi-a permisul și zice, bă, domnule, știre, Ion Hristos era drogat. Până îi explică, bă, nu numai că nu mă droghez, dar nici nu beau deloc, deloc. Bun. După ce și-a început scandalul, au venit medicii legiști de la IML și au spus, bă, nu avem pregătire, nu avem mașinărie, da? Și atunci, astăzi, Marcel Ciolacu, același care sâmbătă spune, atrăgându-i se atenția, o mare brânză, zice, stă, domnule, că noi am descoperit că, de fapt, nu se poate face în 48 de ori. El spune, și vom modifica ordonanța de urgență. Iertați-mă, tu este vorba de premierul României, da? Avem două momente. În momentul în care se și la ordonanța asta lucrează un minister, oameni buni. Nimeni din aia care lucrau să mai ia dracu, ca să zic așa vorba Bulgacu. Mi-a zis, băi, oameni buni, dar dacă cumva aparatele astea care dau erori, dar dacă tu te dă și că ai luat Nurofen. Mi-a zis, mă, parcă erau beți toți. Ajunge ordonanța la premier, da? Premierul și el șofer, bă, n-a zis, băi, oameni buni, ia stăt, mă, puteai aveți orice bani, a citești ordonanța, să zice că n-a citești. Bă, ăștia care s-a dus. Bă, dar noi, dacă omul contestă testul și a luat permisul, când îl dăm înapoi? Păi v-ați interes? Păi zice, nu ne minte, băi, interesați-vă, băi, înainte de a o semna, la IML, în cât timp îi dăm rezultat. Sună aia, previn și spun, domnul premier, să dăm într-o lună, bă, stați! Bă, când semnează oamenii ăștia, premierul României, el nu-i trece prin cap, nu pune o întrebare. Ce este o nebunie, povestea? Bă, gândiți-vă că eu sunt director de televiziune și hotărăsc ca toate angajatele să vină în chiloți. Înainte de a hotărâ, trebuie și eu pe angajate. Bă, ce zice dacă vă spun de mâine obligată? Și bă, zice, da, șeful, putem veni în chiloți, dar e frig. Nu, dar opriți aerul condiționat. Dom'le, este ceva groaznic. Ea nu știu câta oară când guvernul acesta, care are o majoritate zdrobită, măi, ia niște decizii, ordonanțe la plezneală, ordonanță cu toate, cu final, după ce o fac, zice, aoleu, nu-i bine. Mă, dar nu te gândești înainte, nu faci calcule, nu faci studiu de impact. Înainte de a da, mai ales o ordonanță, mă, 2, 3 zile, 4, studiezi și vezi care sunt. De ce? Pentru că dacă e lege, mai trece dracule prin Parlament și mai trece și o ordonanță, pac, pac, da. A doua nebunie, da? Am trimis pe Doina cu pisoi, că e luni și eu n-am putut să plec, am emisiuni, la Sinaia.
Și m-a sunat și zice, am ajuns, zice, dar am făcut eu o coadă de 4 km la comandă. Zic, cum mă, luni? Luni dimineața, că lunea nu e. Păi zice, șoferul care m-a dus, zice că toți aia, coada e făcută, că toți aia care erau pe Valea Oltului s-au dus pe comandă. Păi oameni buni, unul Grindeanu, decide să oprească circulația, cum ar veni azi, decide că peste câteva zile se oprește circulația pe Valea Oltului. Păi, o arteră vitală, da? Nu știu, gândiți-vă că și el n-a zis niciun moment, mă, stai puțin, în primul rând, că trebuie să-i anunțăm pe oameni cu o lună înainte. Pe data recrutare se va întrerupe și poate că unii, nu știu, deja se își fac stocuri de... Nu știu, că pe valea aia să ajungi, treci Carpații prin valea aia, da? Și acum, voi imaginați, ăla de nu se ajungă, nu se ajungă la Sibiu, ăia pe aici, pe comare care are coadă. Și domnule, încă o dată, nu te gândești, nu înțeleg ce fac, mă, de dimineață până nu se întreabă, bă, oameni buni, bă, dar se va aplica în realitate, da? Și acum zice, gata, se va face acum o modificare în sensul că se va lucra și nu. Dar nu puteai, mă, să o faci de la început. Și nu înțeleg. Bine, acum nici nu înțeleg. Bun. Și acum ajungem la cazul Tarom. Piloții sunt nemulțumiți de salarii. Frumos. În cazul acesta, într-un stat care nu este eșuat, statul român este eșuat, se face grevă. Bun, sindicatul face grevă și se anunță, cu, ați văzut și în Occident, cu 2 săptămâni înainte, cu o săptămână, domnule, pe data de cutare luni începe greva. Eu care am bilet la Tarom, am plătit cutare, nu știu, renunț la bilet, mă duc, nu știu, sun din când în când, spun, băi, când se termină. S-au dus românii care au cumpărat bilet la Tarom. La aeroport, și ce înseamnă? Pui mașină, sacoșe, cu tare. Au ajuns acolo și zice, nu mai merge cursa. De ce? Păi pentru că e o grevă mascată. Cum o grevă? Păi zice, piloții nu s-au prezentat foarte mulți, că au zis că îi doare, au pântecăraie. Băi, n-am nimic împotrivă, dar eu ce vină am eu? Sigur că s-a petrecut totul Grindeanu, ceea ce înseamnă, și între noi fie vorba, cred că se apropie congresul ăla și Marcel Ciolacu zice, bă, nu cumva Grindeanu, că am înțeles că au dat pe ăștia televiziunea lui Realitatea Plus, Puls Plus, da? Și a dat, am citit așa, a dat o știre, bombă, Grindeanu vrea să dea lovitura de palat și să-l răstoarne la congres pe Ciolacu. Bă, domn Marcel, lasă-o dracu, adică găsește altul pentru văd, dar nu contează. Tu nu înțeleg. Deci, nu înțeleg, dar la Marcel Ciolacu ea nu știu cât a, ordonanță, decizie pe care o ia, prima dată îi se atrage atenția că e o prostie, zice, nu, domnule, cum a zis asta? Și peste vreo 2 ori zice, domnule, aveți dreptate, domnule, înainte nu poți să o iei în calcul. Mă, cât de ocupat poate să fie un premier? În primul rând că el trebuia acum, înainte de mult, să-i dea afară pe toți aceia care au făcut ordonanța. Eu n-am... Să-i schimbe pe oameni buni. Bă, voi când ați făcut ordonanța asta, nu v-ați interesat? Asta este țara. Și tot din această țară, urmare a acestei așa zise greve, da? Știți că începe la Washington summitul NATO. Bun. La summitul acesta NATO, care este un moment și festiv și crucial, participă o delegație a României condusă de Klaus Iohannis. Normal este să fi fost un comunicat. E un comunicat al președinției că va participa președinte. Trebuie să fie un comunicat. Președintele României conduce o delegație alcătuită din, bla, nu știu, Nicolae Ciucă, Luminița Odobescu,
Anghel Tâlvăr, specialiști, jurnaliști, cameriste, cu tare alcătuită din 20 de delegați, care pleacă după cum urmează. Datorită sau grație acestei așa zise greve sau mascate a piloților, noi am aflat că Nicolae Ciucă a plecat către Washington, da? Și el împreună cu alți miniștri n-au putut să plece pentru că era cursatorul și atunci au plecat cu un avion militar spartan, da? Deci zice așa, ministrul apărării Tâlvăr și ministrul de externe care fac parte din delegația care trebuie să însoțească pe Ciucă, cei doi miniștri doreau să plece în această dimineață și urma să întâlnească cu Nicolae Ciucă la Paris. Deci noi aflăm dacă nu eram această întâmplare, noi aflam că e o delegație. Întrebare, mă, da, Iohannis unde e? A plecat, n-a plecat, e totuși președintele României. Și am întrebat și pe urmă, da, președintele României a plecat, dar dincolo de toate acestea, te mulțumesc să spui că vei participa tu. Fui pe o delegație alcătuită din noi am aflat cu această ocazie, dar de ce pleacă Ciucă? Că Tâlvăr și Odobescu urma să plece cu un avion și președintele cu ce urma să plece? Nu putea să ia el cu un avion? Nu știu. Făcea închiria un avion pentru toată delegația. De ce trebuie să închirieze un avion numai pentru el? Dar nu, plecăm cu toți. Că nu, până la urmă nu sunt colegi de conducere, da. Stimați telespectatori, în legătură și apropo de aceasta, urmăresc cu mare interes dacă Zelenski a cerut ca Polonia și România să doboare drone care îl atacă pe rusești de pe teritoriul României și Poloniei. Polonia, am înțeles că e de acord, sunt tare curios dacă domnul Dulap se întoarce de la Washington convins cu decizia deja luată ca și din România, ceva e neregulă, din țară membru NATO. Vin droni și dau un Kiev, adică cum să dau de pe teritoriul României. Eu zic că pe teritoriul României se trimite rachete spre Moscova. Deja sunt tare curioși și vom vedea dacă al nostru, Claus Iohannis, va accepta așa cum a acceptat și cu Patriot. Adică oricum le-a dat ăla și acum vom vedea dacă va fi de acord și cu el. Cred că va fi de acord, o să vedeți, da. În legătură cu alegerile din Franța dimineață, la ora 10, am intervenit la solicitarea colegilor de la Aleph News, de fapt mă știu când seara asta la emisiunea de luni seara, să comentez, răspunzând unor întrebări, situația din Franța. Vă dau acum toată intervenția mea, e telefonică, pentru că în ea veți regăsi foarte multe din punctele mele de vedere pe care le-aș fi putut spune în acest text. Ia să vedem. Despre aceste rezultate discut cu publicistul și scriitorul Ion Cristoiu. Bună dimineața și mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața! Vedem că niciunul dintre cele trei blocuri nu a reușit să obțină majoritatea absolută. Cât de mare este victoria lui Macron? Putem spune că în acest caz Macron câștigă și când pierde? Da, câștigătorul, am spus și eu în jurnalul meu video, este Macron, deoarece se creează un haos, să-i spunem chiar un balamuc, în care singura forță sigură, adică care e pe funcție, care e după, adică el este după un mandat și acum și ceva, și atunci, în acest haos, el nu poate, eu, jocurile sunt făcute de el. Deci, cred că este, dacă asta a urmărit și așa am înțeles că a urmărit până la urmă, ca instituția prezidențială, să nu uităm că în Franța este aproape instituție monarhică, președintele face totul, în aceste condiții jocurile sunt în mâna lui și aș adăuga ca argument suplimentar, este acea coaliție de stânga care e era cu broasca, o știucă,
o varză și stăpânul verzei. Adică așa ceva rar s-a putut. S-au unit partide care n-au nicio legătură una cu alta, unele cu unul cu altul. Și atunci probabil că aceștia nu se vor înțelege nici măcar cine să desemneze premierul. Și asta îi convine mult lui Macron. Ce înseamnă pentru Europa aceste rezultate? Pentru, știu, și la noi s-a făcut mult caz, s-a apelat la strategia fricii, adică vine extrema dreaptă la putere în Franța, nu știu ce se întâmplă, lasă la o parte faptul că era vorba de o dreaptă radicală. Victoria extremei, de fapt, a stângii, dar și a extremei stângi, pentru că Mélenchon este extremă stângă, el are cele mai multe locuri, e până la urmă, asta trebuie să îngrijoreze Europa. Demonstrațiile de seară de la Paris au răsunat de lupta antifascistă, de se dă în jos pe bogați. Eu cred că Europa, din potrivă, ar trebui să se îngrijoreze. Europa capitalistă, de victoria, pentru că până la urmă a fost victoria lui Mélenchon, care știm cu toții că e depășește cu mult chiar pe Lenin, se apropie de Trotsky în materie de viziune a luptei de clasă. Deci eu cred că asta, eu cred că victoria lui Adunării Naționale era o victorie a dreptei, care împreună cu centru putea să ducă mai departe reformele radicale de dreapta de care are nevoie Franța. Ei, iată că pe această nevoie a venit o alianță care, repet, dă bani la toată lumea, ați văzut, adică tocmai în condițiile în care alegerile au fost făcute și pentru că e o criză economică uriașă care nu se poate rezolva decât prin măsuri radicale, spun eu, de dreapta. Am văzut și anunțul lui Gabriel Attal care spune că va demisiona astăzi. Ce va face Macron? Ce înseamnă asta pentru Franța? Ce urmează? El poate să investească din nou pe Attal pentru că, te repet, în Franța știm bine, președintele este și premier și femeie de serviciu, adică, de fapt, puterea e la el. În orice moment se poate invoca faptul că vine Olimpiada și că până la urmă va da, va face probabil un, nu știu, poate să numească pe Attal. Nu? E foarte important însă că, după părerea mea, noutatea acestui al doilea tur, de fapt avem o alegere, nu putem vorbi de al doilea sau primul. Primul și al doilea fac o niște alegeri, este uniunea imposibilă dintre Noul Front Popular și Partidul Macron. Noul Front Popular a mers pe anti-Macron. De asta este și acea asatisă surpriză, pentru că cele două forțe care erau mai incompatibile între Le Pen și Macron erau o mult mai mare apropiere decât între Mélenchon și Macron. Faptul că aceste două forțe, în numele luptei împotriva fascismului, s-au coalizat, a dus la acest loc al treilea în care, repet, totuși Partidul Marine Le Pen are 10 milioane de voturi, curmea ale cele mai multe. Deci, în acest punct de vedere, asta va fi marea problemă, pentru că chiar partidul lui Macron a evitat în campanie să se alieze cu el. Dar, repet, eu cred că Europa nu trebuie să stea liniștită, deoarece o spun cu toată sinceritatea, în Franța au venit comuniștii la putere. Adică, în sfârșit, Georges Marchais poate să fie fericit. Vedem ce urmează, așteptăm și rezultatele oficiale de la ora 12. Vă mulțumesc tare mult pentru explicații și pentru... Din tot ce ați văzut, din tot ce am spus până acum, ca să închei și voi comenta, este faptul că, până la urmă, dacă avem în vedere și victoria laburiștilor din Anglia, în Franța chiar au învins comuniștii. Tot acest nou front popular care îi trimite la un front popular tot așa condus de comuniști, este într-o Franță care are nevoie de reforme radicale de dreapta,
cum a fost și legea pensiilor, programul acestui nou front popular este ceva de rămâi cu gura căscată. În primul rând, Mélenchon, care e președintele Partidului Franța nesupusă, nu neorganizată cum este, este Lenin, era capitalist față de el. Deci el este nu comunist, este trotskist, mult, mult la extrema stâncă. Da? Programul prevede așa, să se ia de la bogați, să ia, tot așa, se vă da, tot așa, vă arăt programul, da, tot așa, vedeți, dacă vreți să vă faceți cruce un pic așa, da? Da, în legătură cu... Da. Programul lor, învățământ gratuit, protecție socială, asigurarea unui minim venit garantat, prețuri controlate. Comunist, comunist. Și dacă mă gândesc și la victoria din laburiștilor, vom discuta mâine seară, cred că asistăm în loc să avem o ieșire din criză prin măsuri mai dure, noi vom avea în toată Europa o ieșire din criză prin măsuri comuniste. Nu întâmplător, cum am spus aseară acolo în plazul la Republic, s-a strigat jos capitalismul. Jos fascismul este iar comunist, da? Da. O să urmăresc această... În plus, așa cum am prevăzut și aseară la... duminică seara la Cristache, am văzut Cristache, dar și acum, până la urmă tot pata l-a pus. Adică eu vă spun încă o dată, Macron, care se bucură de acest haos, va păstra guvernul lui vreun an de zile. O să spuneți, băi, să facem moțiune de cenzură, dar și moțiune de cenzură, dar nu se poate dizolva adunarea timp de un an, da? Și cum facem moțiune de cenzură, să presupune, ce e greu de presupus că noul front popular, care e extremă stângă, se va combina cu extremiștii de dreapta, ca să zic așa, al lui Le Pen. De câte ați văzut, mi-a plăcut reacția celor din noul front. Deci, nu, deci acest Rassemblement Național a luat 10 milioane de voturi. Fiecare din ăla care sunt în față au 5 milioane. Da? Dar mă rog, acolo e o chestie fotoproporțional, nimeni nu s-a așteptat să se combine Mélenchon, care și-a dus toată politica de până acum anti-Macron, e ca și cum s-ar, cum să spun, cu partidul Macron, e ca și cum la noi s-ar fi combinat PSD-ul cu partidul Șoșoacă. Așa a fost, că Mélenchon ăla este mai rău decât Șoșoacă, adică ca radicalist. Da? Mulțumesc, la revedere!